Vă prezentăm un nou device din gama Lumia, este vorba despre Nokia 520, un telefon ce a fost lansat în aprilie 2013, are 124 de grame, vine cu un display de 4 inci ce suportă rezoluție 480x800 de pixeli, are o densitate de aproximativ 233 de pixeli pe inci, display-ul este IPS LCD capacitiv touchscreen 16 milioane de culori. Bineînțeles că vine cu, deasupra display-ului vine cu o protecție, o sticlă specială rezistentă la zgârieturi. Partea jos a device-ului găsim taste touch sensitive, butonul de acasă sau dacă îl ține apăsat de 2-3 secunde ne duce la comenzile vocale. Găsim butonul de înapoi, respectiv cel de căutare. În partea de sus găsim senzori de proximitate și de luminozitate. În partea din dreapta găsim butonul ce activează camera. Este o cameră de 5 megapixeli ce poate să facă poze la rezoluție de 2592x1936 de pixeli. Dispune de autofocus, geotagging, face smile detection. Senzorul foto, respectiv video, este de 0,25 de inci, ceea ce îl face să fie foarte bun în atât în modul foto cât și în cel video. Tu vorbeam de modul video, poate să registreze 720p la 30 de frame pe secundă. Mai găsim pe spate un difuzor pentru redare audio. Deasupra butonului ce activează camera, găsim un buton ce blochează, respectiv deblochează display-ul sau închide, respectiv deschide telefonul. Găsim taste de volum. În partea jos găsim un port micro USB pentru cablă de date, respectiv încărcător. Accesorii pe care le găsim în cutia telefonului. În partea sus găsim un jack de 3,5 mm. Desigur și acesta se regăsește în pachetul care vine telefonul. Sistemul de operare este Windows, vorbim aici despre Windows Phone 8. Este un sistem de operare care a fost mult mai bine pus la punct în față de versiunile anterioare. Se pare că într-un viitor nu foarte îndepărtat, în următoarele luni, o să primească un update către varianta 8.5. Sistemul de operare rulează pe un procesor dual core de 1 GB, acompaniat de un chipset grafic Qualcomm MSM8227 și respectiv un GPU Adreno 305. Așa cum sunt obișnuiți, ecranul principal este compus din live widget-uri, live title-uri, ce bineînțeles pot fi preconfigurate. Noi momentan telefonul avem un modul offline, nu avem un SIM introdus, însă trebuie să ținem cont că telefonul este și unul 3G, vine cu viteze de până la 21,1 Mbps download și 5,76 Mbps upload. Vine și cu wireless, suport pentru rețele de tip A, B, G și N, respectiv dual band. L-am comentat și mai devreme la rețeaua noastră wireless. Vine cu Bluetooth, versiunea 3.0 cu A2DP și EDR. Spuneam mai devreme că vine pe ecranul principal cu live title-uri. Acestea, în mod normal, dacă am fi utilizat telefonul timp de câteva zile și am fi avut contacte, respectiv rețele sociale conectate, am fi primit informații în timp real de la persoanele pe care le aveam în cercurile noastre. Observăm browserul nativ, este vorba de Internet Explorer. Intrați și mai devreme pe site-ul nostru. Însă erau ceva probleme cu rețeaua wireless. Sperăm că s-au remediat între timp problemele. Nu se insist prea mult pe browserul nativ. Găsim mai jos blocul unde putem să dăm aplicații. Este vorba despre Marketplace. Momentan sunt peste 250.000 de aplicații, o gamă foarte largă din acest punct de vedere. Și cele mai cunoscute aplicații, cele mai bune, inclusiv jocurile, de obicei le găsim pe toate platformele, fie că este vorba de iOS, Android, BlackBerry OS sau Microsoft Windows Phone. Găsim și un Office, o aplicație ce ne permite să vizualizăm și să edităm documente business, documente Excel, PowerPoint, OneNote, Word, putem să vedem și PDF-uri. Observăm Nokia Maps, Here Maps. Telefonul vine cu GPS receiver cu suport AGPS și GLONASS. Bineînțeles că dacă nu suntem mulțumiți de hărțile HERE, putem oricând să instalăm o altă aplicație, cum ar fi un Navigon sau un iGo. Găsim Angry Birds preinstalat. Telefonul stă foarte bine și pe modul de fotografiere, așa cum vă spuneam mai devreme. Una din aplicații
ne permite să facem un lucru destul de interesant. Presupunem că facem o fotografie de grup în care sunt, nu știu, câteva persoane. Presupunem că sunt 5 sau 10 persoane. De obicei sunt șanse foarte mari ca în momentul în care facem imaginea respectivă, cel puțin o persoană să iasă cu ochii închiși sau să iasă cu uitându-se în altă parte, nu tocmai ideală. Folosindu-ne de această aplicație, putem foarte ușor să în momentul în care facem o fotografie, practic se fac în timp de 2 secunde, se fac în jur de 15-20 de fotografii și putem să alegem la fiecare persoană în parte fața, figura în care a ieșit cel mai bine și atunci putem să salvăm imaginea în momentul în care suntem mulțumiți de rezultate. Diverse setări, Hair Drive, calendar, fotografii, meniul de muzică, Zune. Să nu uităm că telefonul stă foarte bine acest punct de vedere, poate să redea cu ușurință fișiere MP3, wow, AC, AC+, VMA. Nokia se lăuda la Mobile World Congress că permit utilizatorilor noi game Lumia să se folosească de un radio. Putem să ascultăm un radio online gratuit și putem să facem o căutare după anumite melodii pe care putem să le și salvăm în memoria telefonului gratuit. Transit este încă o aplicație ce folosește GPS, însă momentan hărțile nu sunt foarte bine puse la punct pentru România. Modul de panorama, modul de cinematograf, ce înseamnă acest lucru, gândiți-vă la GIF-uri animate cu care suntem cu toții familiarizați. Putem să facem un filmuleț, să registrăm cu telefonul un mic filmuleț video de 2-3 secunde. Presupunem că este o persoană care, nu știu, se joacă cu mingea. Putem să încercuim zona care ne interesează să stea pe loc. Poate persoana care tocmai a dat cu piciorul minge dorim să stea pe loc și să se miște doar mingea. Putem să facem acest lucru foarte ușor cu această aplicație. Observăm că meniul este limba română. Prima aplicație din meniul secundar este de ajutor și sfaturi. Câteva aplicații, calculator, Creative Studio. Putem foarte ușor să edităm pozele și videole pe care le facem direct pe telefon. Memoria internă a telefonului este de 8 GB pentru stocare fișiere și 512 MB de RAM. Se mai poate adăuga un card microSD de până la 64 GB. Jocuri, să nu uităm că putem să facem o integrare Xbox, în acest punct de vedere. Nokia Care, OneNote, portofel, telefonul vine cu NFC, Near Field Communication, care îl putem folosi și pentru plăți, transfer de date. M-am adus și noi rapid în discuția acest telefon. Trebuie să mai spun că vine cu o baterie lithium-ion de 1430 mAh, BLE-5J. Conform producătorului, rezistă până la 14 ore în modul vorbire și până la 360 de ore în modul așteptare. De asta este prezentarea telefonului Nokia Lumia 520. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.